întors la dumneavoastră să terminăm acest tutorial. După cum vedeți, eu am cusut deja pe partea aceasta părțile componente ale mileului, cele mai importante, așa cum v-am spus, de aceea am făcut celălalt tutorial pas cu pas, în modul în care dumneavoastră să înțelegeți exact ceea ce avem de făcut. Acum, cu un ac cu ață, în mijlocul celor două flori, vom fixa floarea cu patru petale, cu patru rânduri de petale, și vom coase cu mici puncte floricica de frunză. Eu nu vă voi arăta pas cu pas, pentru că aceasta este partea cea mai ușoară, însă vom intra în colțișorul frunzei și încet, încet vom fixa floarea exact pe mijloc. Pentru că, din nou, și acest tutorial nu se oprește aici, doar cu fixarea frunzelor și florilor. Mai avem un pic de lucru și aici. Vom coase încet, încet, cu atenție. Vom face în modul în care să nu se vadă firul. Și cu mici cusături vom fixa floarea pe mijlocul frunzelor, în felul acesta, intrând mereu în fiecare colțișor care ne este mai aproape. Am fixat aici, acum voi intra un pic pe dedesubt. Ceea ce mă preocupă cel mai mult este timpul pentru care timpul pe care trebuie să-l petrec încercând să încarc tutorialele. Internetul este foarte greoi și mi-ia foarte mult timp pentru a încărca un tutorial. De multe ori stau mai bine de o oră. Este foarte, foarte încărcată linia, să spunem. Deci, în felul acesta, cu mici puncte, vom fixa floarea pe cele două frunze. Unde este nevoie, putem pune un alt fir de ață, dacă nu ne ajunge ceea ce am tăiat când am terminat de lucrat florile. Cred că acum să atașez floarea între cele două petale. Suntem perfect așa. Mă voi întoarce pe dos și o voi fixa. Voi face câteva mici cusături.
felul acesta ascundem și firul și dăm și siguranță. Așa cum vă spuneam, această parte este un pic mai ușoară decât ceea ce am lucrat până acum. Voi tăia acest fir. Îl voi scurta. După care voi fixa frunzele de mileu. Mă voi orienta în modul în care acestea să fie atașate în mod egal cu partea cealaltă. În felul acesta vom număra 2, 4, 6, cea de-a șaptea, 2, 4, 6, aici este cea de-a șaptea. Aici, în felul acesta, vom atașa frunzele, le vom coase încet, încet de lănțișorul pe care l-am lucrat deja. Eu voi opri un pic până îmi pun acul în ordine. Voi porni de aici, din mijloc, să spunem, și mă voi deplasa cu acul. Felul acesta și voi puncta din loc în loc pentru a uni frunzele lănțișorului pe care l-am lucrat în prima parte. Felul acesta. Vedeți? Câteva mici cusături sunt de ajuns. Important este să fixați bine frunzele, să nu fie un pic puse la distanță prea mare. Trebuie să fie în perfectă linie cu celelalte. Aceasta este partea cea mai greoaie, să spunem, în care trebuie să fixați cu atenție totul. Aici voi intra un pic doar de desubt, vedeți, în felul acesta, și voi face o mică cusătură doar pe marginea frunzei, astfel că voi ajunge din nou la partea unde este lănțișorul și din nou voi coase, da câteva mici puncte. Nu este greu. Aici vom intra în colțișorul frunzei, care vom întoarce pe partea cealaltă mileul și vom da stabilitate firului, pentru că apoi vom pune din nou o bucățică de fir și vom atașa și cealaltă frunză. Deci ați văzut așa mai mult sau mai puțin modul în care
fixăm frunzele mileului, facem câteva cusături din nou pentru a da stabilitate firului. Petrecem în felul acesta. Acesta oricum este un mileu care nu se spală în fiecare zi și însă oricum trebuie să-i dăm să-i dăm stabilitate. Voi scurta acest fir, voi pune alt fir în ac și voi coase și cea de-a doua parte a frunzei. Noi ne întâlnim după ce terminăm de cusut și această a doua frunză. Între timp, eu am terminat de cusut frunza, am atașat și cealaltă floare, acum voi atașa și pe cea de-a doua, din nou cu mici puncte. Voi prinde de lănțișorul pe care l-am lucrat pe marginea mileului, a părții centrale, în felul acesta. Vom încerca să intrăm cu acul exact în V-urile formate de cu croșetul. În felul acesta nu se va vedea firul. Chiar dacă nu sunt prea explicită, dumneavoastră veți înțelege, așa cum v-am spus, sunt în plinul unei colici renale care mă pune la pământ, însă vreau numai decât să termin acest tutorial încât să îl pot încărca pentru sânziene. În felul acesta dumneavoastră puteți vedea, dacă vă place vă puteți lua notițe în modul în care să, dacă doriți, puteți lucra și dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, mie îmi place foarte mult această tehnică a croșetului irlandez. Este foarte și ușoară, dar se pot crea lucruri foarte, foarte frumoase. Și apoi, făcând diverse combinații, se pot lucra gulerașe, așa cum ați văzut că lucrează doamna Anda Teculescu. Dacă din întâmplare dumneiei vede această lucrare pe care o fac, sper să nu mă critique prea mult. Ea este o expertă în croșetul irlandez. Ați văzut ce minuni face, gulerașe, bolero, ponce, toate acele frumuseți care încântă ochiul cu culorile frumoase, modul în care le îmbină între ele. Este o expertă, o adevărată maestră. Păcat că doamna nu face tutoriale, dar lucrările ei sunt un spectacol. Acum eu încet, încet mă voi deplasa cu firul, așa cum vă spuneam, încercând să intru în V-uri. Sper ca el să nu se vadă și voi atașa floarea acum și de frunzuliță. O să mă scuzați un pic.
încet am ajuns și la partea unde vom atașa floarea de frunză. După cum vedeți, am ascuns firul. Voi uni petala cu frunza, lucrând într-un colț al frunzei. Eu sper foarte mult să se vadă ceea ce fac, să nu acopăr prea mult cu mâinile lucrul. Și din nou, încet, încet mă voi deplasa către un alt colțișor. Așa cum vedeți, aceasta este partea cea mai migăloasă a lucrării. Florile și cusutul acestora, însă merită efortul. Eu, cel puțin eu așa cred, că merită efortul. Și apoi sunt într-o poziție în care, bineînțeles, pe mine nu mă avantajează, însă vreau ca dumneavoastră să vedeți ceea ce fac, ceea ce lucrez. Așa cum voi atașa și de acest colțișor. Voi întoarce lucrul pe dos și voi da stabilitate firului. Îl voi ascunde practic cu acul. Vedeți ce frumos se prezintă și pe dos, chiar și florile noastre sunt foarte bine conturate și pe partea opusă, nu numai pe față. Vedeți? În felul acesta, acum voi scurta firul și vom trece la faza următoare, pentru că, așa cum vă spuneam, mileul meu nu este gata. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți lucra totul într-o singură culoare. Eu am optat pentru aceste două nuanțe, pentru că nu mi-ar fi ajuns firul să lucrez doar în una singură. Așa. Asta este adevărul. Acum voi lua din nou culoarea mai deschisă. Voi lăsa o mică distanță pentru a putea ascunde apoi firul și voi face un prim ochi de lanț cu care voi veni aici, în mijlocul dintre două petale unei flori, dar voi intra din partea din față în felul acesta. Voi extrage firul și voi începe să lucrez ochiuri de lanț. Voi face pentru început un număr de 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cum voi vedea, dacă este suficient și cu acestea voi veni în mijlocul, dacă vă amintiți, pe acest arc format din 13 ochiuri de lanț, am lucrat un număr de 15 piciorușe scurte. Vom încerca să intrăm în mijloc, deci să lăsăm 7 de o parte și 7 de cealaltă. 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra aici în mijloc. Și voi face un picioruș scurt. După care voi face din nou 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și mă voi muta și voi intra în mijlocul următorului arc. Deci vom număra 7 ochiuri. Eu intru deja din obișnuință după ochi. Așa, și voi face din nou un picioruș scurt. Vom continua lucrând 15 ochiuri de lanț, unindu-le cu piciorul scurt în mijlocul fiecărui arc din rândul anterior, până când vom ajunge la capăt. Acum vom lucra singure. Am lucrat ultimul lănțișor de 15 ochiuri de lanț. Voi intra aici din nou în mijlocul între două frunze. Voi face un picioruș scurt. Iar acum voi lua lucrul în mână și în fiecare lănțișor voi face piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, nouă, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18,
19, 20. Deci, în primul arc vom face 20 de piciorușe scurte, după cum vedeți. Apoi voi intra în următorul arc și voi face pentru început 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum voi face un nou picioruș scurt, cel de-al 8-lea, cu care voi pleca în sus cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care va ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua firul pe croșet, voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care mă voi întoarce și mă voi uni din nou cu picioruș scurt lănțișorului pe care l-am lucrat deja și voi continua cu alte 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apoi mă voi deplasa în următorul arc și voi lucra din nou 7 piciorușe scurte. 1, 1 pic mai vecin, așa mai aproape, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum voi face cel de-al 8-lea, picioruș scurt, voi face cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi face 2 piciorușe duble, exact ca și în celălalt arc pe care deja l-am lucrat, ați văzut, 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care mă voi întoarce și voi uni cu piciorușul scurt de lănțișorul creat deja. Am tras un pic ca să fie apropiate și voi lucra din nou alte 7 piciorușe scurte. În felul acesta, 2, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea, uitați-vă, aceasta este ceea ce vom obține, după cum vedeți. Astfel vom continua și în următoarele două arcuri, iar în ultimul arc, cel care ne unește de floare, vom lucra doar piciorușe scurte, exact ca la început,
Dacă vă amintiți, am făcut un număr de 20 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând și apoi vom face celălalt rând în același mod. M-am întors din nou la dumneavoastră. După cum vedeți, am făcut deja arcurile din câte 15 ochiuri de lanț. Am lucrat în primele 4 arcuri. Acum, în acesta, am făcut deja 7 piciorușe scurte. Vă mai arăt încă o dată modul în care trebuie să lucrăm. Deci am făcut 7 piciorușe scurte. Acum îl voi face pe cel de-al 8-lea. Voi pleca cu 3 ochiuri de lanț în sus. Voi face 2 piciorușe scurte. 2 piciorușe duble, scuzați. 1. 2. Din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra prin lănțișor și voi face un picioruș scurt. Voi împinge un pic așa să fie unite între ele. Acum voi face un număr de alte 7 piciorușe scurte. 7 și voi trece în ultimul arc format din cele 15 ochiuri de lanț și voi lucra 20 de piciorușe scurte. După care vom închide lucrarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apoi voi intra din nou aici în mijloc între două petale din floare și voi face un picioruș scurt, voi tăia firul. Voi închide lucrarea. După care, pe spate, vom ascunde firele. Dumneavoastră, așa cum vă spun întotdeauna, dacă doriți, puteți ascunde cu acul. Eu prefer croșetul.
mod, apoi voi face și cel de-al doilea, voi încerca să intru aici undeva pentru a face cel de-al doilea nod, să dau mai multă siguranță firelor, voi trece cu amândouă dacă reușesc. Am reușit. Acum voi închide un nod făcut cu croșetul. Trage și cel de-al doilea fir care mi-a rămas în urmă. Așa. Voi strânge. Voi scurta capetele și mileul nostru este gata. Bineînțeles, va trebui călcat. Aceasta este ceea ce am obținut. Sper să vă placă foarte mult. Sper să vă placă măcar puțin, dacă nu foarte mult. Mi-ar face mare plăcere ca dintre dumneavoastră să-l lucreze. Dacă din întâmplare cineva urmărește unul dintre tutorialele mele, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Vor urma și alte noutăți, atât mileuri cât și amigurumi. Voi face un pic de toate. Aștept comentarii. În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Aștept like-urile dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă. Eu sper să reușesc să încarc pentru Sânziene, că este sărbătoare, să încarc partea a doua și partea a treia acestui tutorial. Eu sunt foarte mulțumită de rezultatul obținut. Sper ca și dumneavoastră să vă placă. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre voi. Vă doresc multă sănătate, zile frumoase și sunt Tatiana Andrieș. Ne vom reîntâlni la un nou tutorial. La revedere!